Mulțumesc pentru întrebarea noastră. Vreau să vă informez că în alte condiții, acele persoane care ar trebui să vină către Direcția de Asistență Socială cu documente xeroxate, ar trebui să meargă undeva în oraș să-și facă copii după documente. Cred că este mult mai scump ca acea persoană sau acele persoane să plece din locația direcției, să caute undeva în oraș un copiator, să plătească și drum acolo și pierdut și evident costul pentru multiplicare. De regulă, vreau să vă informez că majoritatea persoanelor care vin către instituția noastră vin cu documentele în regulă, cu documentele deja multiplicate. Sunt puține cazuri în care s-ar aplica această taxă, iar evident persoanele care nu vor să o plătească vor să folosească altă metodă. Dar aici discutăm, stimați colegi, despre bani publici, indiferent că e vorba de categorii mai defavorizate, e o taxă care cred că se poate suporta și v-aș propune, evident, țin cont și de propunerea dumneavoastră, să trecem cu acest punct de vedere mai departe, pentru că vorbim de legalitate și de cheltuirea banului public. Aceste persoane care sunt cu dificultăți au beneficii din partea statului, primesc acele indemnizații și cred că trebuie fiecare cetățean să se raporteze la acest fenomen de respectare al cheltuielii banului public. Altfel, ar fi vorba de un ajutor, nu neapărat de stat, ci de instituție, care poate fi tratat și altfel, dacă sunt și alte puncte de vedere. Dacă nu sunt, o să supun în prima instanță propunerea domnului Ilie Vasile de a fi retras acest proiect de hotărâre de vizită de pe ordinea de zi. Cine este pentru retragere? 12. Împotrivă? Abținem? 17. Două abțineri. Două abțineri. Deci 12 împotrivă, 17 pentru și două abțineri. Invers. Invers, ca altfel. Bine. Asta a propunerea dumneavoastră aplicat. Așadar, supun votul dumneavoastră pe ansamblu acest punct de hotărâre. Proiect de hotărâre, cine este pentru? Împotrivă? Abține?